reprezentanța ai Consiliului Național al Elevilor sunt 7 elevi pe care îi salut și care dacă bine ați venit, dacă vă place să vă alegeți cât un portofoliu și să-mi spuneți când să vă numesc de tot în guvern. Însă prezența lor aici este pentru că Ministerul Educației a propus un lucru care mi se pare absolut de salutat, un lucru pe care de altfel l-a făcut și anul trecut, nu? Și anume o hotărâre de guvern prin care îi premiem pe cei care au avut nota maximă, nota 10 la bacalaureat și de asemenea anul acesta ați extins și pentru cei care au luat nota maximă la evaluarea națională. Cu totul cam 300 de elevi, cât sunt, domnul ministru? 104 la bacalaureat și 225 la evaluarea națională. Deci 300 și. Bun. Cred că dincolo de partea materială, cred că e un lucru important să-i felicităm pe cei care au rezultate atât de bune la învățătură, să ne mândrim cu ei. Orice țară are nevoie de elite și de copii care învață. În același timp însă, vreau să spun că să închidem dezbaterile destul de lungi despre modificările la legea educației, noi avem o altă concepție. Nu credem că școala românească trebuie să fie o junglă în care doar cei puternici supraviețuiesc. Dimpotrivă, îi felicităm, ne bucurăm pentru ei, dar cât mai mulți copii care reușesc să rămână la școală, care au rezultate uneori mai proaste, alteori mai bune, care trebuie să aibă la un moment dat posibilitatea de a lua bacalaureatul. Eu cred în această idee că trebuie să fim o societate în care și cei mai buni să fie recompensați, dar și cei mai slabi să fie ajutați să fie mai buni. Așa încât, din punctul meu de vedere, domnul ministru Pricopie, domnul ministru Costoiu, modificările la legea educației sunt bune și binevenite și spre deosebire de legea 1, care a fost adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului și Parlamentul, nici n-a avut ocazia, mi-aduc aminte că eram atunci în Parlament, nici n-am avut dreptul să dezbatem ce se întâmplă. Aceasta merge în Parlament la dezbaterea proiectului de lege privind aprobarea ordonanței și dacă e ceva ce ne-a scăpat nouă, putem să îndreptăm în Parlament. Dar vreau să-i felicit pe elevi și să vă felicit, să vă rog să-i felicitați pe toți profesorii care în această perioadă au reușit să organizeze și evaluările naționale și bacalaureatul. Domnul ministru, vă rog. Domnule prim-ministru, aș vrea să spun că Guvernul României în 2010 și 2011 și-a asumat faptul că va reduce numărul de elevi care părăsesc școala. Și Guvernul României a primit și bani din fondurile structurale să-i direcționeze către acești tineri care nu reușesc la școală, nu reușesc să finalizeze, nu reușesc să obțină examen de bacalaureat. Din păcate, banii n-au fost folosiți, iar numărul de elevi care părăsesc școala sau elevii care nu au succes a crescut. Ori ceea ce facem noi acum este să respectăm, pe de o parte, un angajament, să folosim, am discutat cu domnul ministru Teodorovici de mai multe ori cum facem să acordăm un ajutor acestor tineri și avem măsuri de la grădiniță până la nivelul universitar, inclusiv componenta de școli profesionale care este importantă, încurajarea tinerilor să finalizeze examenul, să finalizeze cei 4 ani de liceu și să promoveze examenul de bacalaureat și așa mai departe. Deci, practic, ceea ce se face prin ordonanța de urgență este să respectăm un angajament mai vechi, pe care într-o perioadă Guvernul României nu l-a respectat, dar acum cred că e bine să ne concentrăm asupra acestui subiect. Legat de premiere, sumele sunt pentru bacalaureat la fel ca anul trecut, 3.000 de lei, iar evaluarea națională este prima dată când se premiază elevii care au obținut nota 10, vorbim de 2.000 de lei și sper să ținem în acest ritm și în anii viitori. Mulțumesc foarte mult! Și să-i cheltuie în vacanță. Da? Bine. Felicitări cei 7 aici prezenți. Vă rog să transmiteți celorlalți care nu sunt prezenți și mai ales vă rog, domnule ministru, să transmiteți profesorilor mulțumiri pentru modul în care s-a organizat. Celor de la liceele militare, unde procentul de promovabilitate a fost de 100% de 3 ani încoace. Asta datorită ministrului, foarte bun, sunt convins. Datorită rigorii și seriozității de da. Cadrelor de la licee. O să-i felicit personal pe cei de la liceele militare. Încă trei lucruri cât este presa aici și intrăm în ordinea de zi.
În primul rând vreau să mulțumesc celor doi miniștri, doamna ministru Plumb și domnul ministru Teodorovici. Ieri am lansat un program pentru economia socială și faptul că 200 de milioane de euro din fonduri europene vor fi cheltuiți pentru proiecte la care au acces persoanele vulnerabile. E un lucru extraordinar. Așa cum spuneam la școală că apreciem elitele, dar trebuie să ne ocupăm de toată lumea, la fel se întâmplă și în economie. Sigur că avem firme extrem de performante și datorită lor avem creștere economică și bani mai mulți la buget, dar trebuie să ne ocupăm și de persoanele vulnerabile, cele care au nevoie mai mult de sprijin, și prin acest program putem să facem acest lucru și o să vă rog pe cei doi miniștri să luați măsuri pentru ca acest program să fie și cunoscut de posibilii beneficiari. Nu cred că toți se uită la televizor sau citesc site-urile ministerelor, deci trebuie să gândiți un mod în care să ajungă realmente în mod țintit la cei care sunt posibili beneficiari. Despre economie vreau să mulțumesc încă o dată tuturor specialiștilor din Ministerul Economiei, Departamentul de Energie, pentru încă o listare de succes. În 6 luni să fim cu 2 companii, întâi Romgazul, acum Electrica, listați la bursa de la Londra și nu doar listați, ci suprasubscriși, adică mai mulți care vreau să cumpere acțiuni decât aveam noi. E un lucru extraordinar și eu îl simt din faptul că acum un an alergam să dau și eu un interviu în un ziar internațional. Acum au alergat ei după mine la Londra și am văzut și azi un articol foarte bun în Wall Street Journal, Washington Post, Times, toate celelalte publicații internaționale vorbesc de bine despre România și vă rog să aveți grijă să păstrăm acest lucru. Iar am profitat de interviul din Times ca să spun încă o dată poziția foarte clară a României. Nu suntem cetățeni europeni de rangul 2. Nu ne interzice nimeni și nu introduce nimeni cote de români. Dacă suntem cetățeni europeni, suntem toți egali, și britanici, și români, și orice altceva, și nicio inițiativă a vreunui guvern, și am spus asta în The Times, sunt convins că a auzit acel guvern, nu va fi acceptată de România. Dacă suntem egali, chiar suntem egali. Nu sunt unii mai egali decât alții și, din tot ce știu eu, românii care lucrează și în Marea Britanie, și în Germania, și în Franța, lucrează din greu, plătesc taxe, sprijină dezvoltarea acelei societăți, la fel cum se întâmplă cu britanicii sau germanii care lucrează în România. De-aia suntem toți europeni și o să vă rog pe toți miniștrii care participați la diverse reuniuni europene să reiterați foarte clar această poziție a României. L-aș ruga și pe domnul președinte care se mai duce și dânsul pe la Bruxelles, dar am văzut că nu prea vorbește cu nimeni și atunci pot să transmit eu această poziție a României. Mulțumesc celor de la presă, mulțumesc celor 7 reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și intrăm pe ordinea de zi.